Mihai Ene. Gazdele au lovitura de start, echipamentul tradițional galben-negru. O minge deviată perfect, ieșire neinspirată a lui Daniel Mutu și petrolul deschide scorul. Iar obicei este cel care reușește să ia prin planul acolo. A ezitat Mutu, până la urmă devansat de pasă pentru Dumbravă, centrare, periculos, intervenția extraordinară a lui Raul Avram. Foarte bună centrarea lui Dumbravă, vine Alex Negrean și trimite spre poartă. Țicu șutează, minge deviată, periculos, reușește în cele din urmă Mutu să scoată. Acum reluarea la lovitura liberă a lui Țicu. Mingea lovește în spate pe capitanul Leonte. Plecase deja șansă bună în careul petrolului. Acum replica dată de echipa lui Nae Constantin cu șutul lui Mozărache. S-a executat deja cornerul. Gol 2-0. Petrolul marchează veteranul Cebotaru. A bătut repede Țicu, centrarea lui Tucaliuc, asist din nou așadar a lui Tucaliuc. La primul gol a trimis direct din lovitură de colț, aici a primit de la Țicu și iată-i pe brașoveni. Mozărache are prin planul acolo, îl depășește foarte ușor pe Burlacu. Burlacu are un cartonaș galben și va fi eliminat. Cât de rău începe această repriză pentru FC Brașov. Avea un metru, dacă nu chiar doi, în fața lui Mozărache. Dar se vede, iată, că Burlacu e un jucător. Cebotaru minge fața porții. 3-0. Petrolul dublă. Sena Diarovici. La câteva minute după ce a marcat golul de 2-0, Cebotaru oferă un asist perfect pentru Iarovici. Ce frumos trece aici Mozărache. Tucaliuc a continuat. Cebotaru și combinația cu Țicu. Apoi minge în fața porții, vine perfect Iarovici. Trimite printre picioarele lui Daniel Mutu. Foarte ofensiv în această repriză secundă Cebotaru. În cele doar două goluri primite, aici o șansă de 4-0. Se dă lovitură de la 11 metri. Un penalti obținut de Mario Bratu. O acțiune pornită de la Alin Boțogan. Doi jucători intrați în această repriză secundă colaborează. Țicu, 4-0 pentru petrolul. A ghicit colțul Daniel Mutu. Cred că a și atins cu vârful degetelor mingea, dar nu a putut evita golul. Lângă bară, nimic de făcut pentru Daniel Mutu. E final de meci. Petrolul câștigă cu 4-0 pe terenul celor de la FC Brașov. La lui Nae Constantin acumulează 27 de puncte. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.